Salut, sunt Andy Sechei și vreau să te invit să vorbim în acest scurt filmuleț și în trei filmulețe ulterioare, un pic mai lungi, despre ce înseamnă să-ți gestionezi mai bine viața. Ce înseamnă să treci la next level, să treci la nivelul următor, pentru că acest lucru cu siguranță te va ajuta să dobândești mai multă claritate, dar și mai multe rezultate ca urmare a faptului că înțelegi pe ce să-ți focalizezi atenția. Și recomandarea mea este să te gândești așa, că dacă viața ta se află aici, atunci trei resurse fundamentale care diferă ca volum pe parcursul evoluției tale, dar trei resurse fundamentale te vor ajuta în primul rând să simți mai multă viață. Și cele trei resurse sunt așa: energia ta, timpul tău și respectiv banii tăi. Astea sunt cele trei resurse, nu neapărat în această ordine, o să vedem că există o ordine de importanță în diverse stadii de viață, iar ceea ce urmează în episoadele următoare din această mică serie, din acest mini-training, este să le defalcăm pe fiecare în parte și să afli care sunt sursele care generează mai multă energie, care sunt modalitățile prin care poți să-ți gestionezi mai bine timpul și, nu în ultimul rând, cum poți să faci să aplici un principiu fundamental pentru gestiunea banilor tăi, astfel încât ei să nu mai fie o problemă în viața ta. Iată-ne la episodul în care vorbim despre bani. Vorbim așadar despre o altă resursă dintre cele trei pe care le-am menționat, că sunt resurse primare de care ai nevoie pentru a duce o viață împlinită, o viață plină de bogăție și prosperitate, care este dincolo de bani. Dar astăzi vorbim în mod special despre banii tăi, despre resursa primară numită bani, cum îi gestionezi, cum îi organizezi astfel încât să ai mai mult, să te bucuri de mai mult și să fie o parte integrantă, importantă și valoroasă din viața ta. Așadar, ce înseamnă OVB când vine vorba despre bani? Este un mic acronim care a pornit dintr-o zicere pe care am creat-o acum vreo 4 sau 5 ani și care am văzut că prinde foarte bine la public. Adică e ușor de reținut și oamenii zic, interesant, merită să mă gândesc la bani în această manieră. Iată cum sună această zicere. Banii iubesc ordinea, viteza și banii. Banii iubesc ordinea, viteza și banii. Așadar, hai să vedem ce înseamnă fiecare dintre cele trei elemente. Banii iubesc ordinea, se referă la faptul că dacă vrei să aduci mai multe finanțe în viața ta, e important să fii ordonat cu banii și asta în mod specific înseamnă să ai un sistem de conturi. Cel mai simplu mod pe care l-am găsit despre cum poți să creezi un sistem de conturi este să împarți banii pe funcțiuni. Așa cum antropologii spun, funcția creează organul, la fel de bine funcțiile banilor creează conturile în care să îți organizezi banii. Sunt trei funcții ale banilor: funcția de consum, funcția de creștere și funcția de circulație. Funcția de consum se referă la banii de care ai nevoie ca să trăiești. Bani de chirie, bani de întreținere, bani de transport, bani de mâncare și așa mai departe. Funcția de circulație se referă la felul în care banii se mișcă în și din conturile tale într-o manieră strategică, dinainte gândită. Și bineînțeles, funcția de creștere se referă la acumularea banilor. Cum anume aduni bani și creezi conturi de economii și investiții în care banii se acumulează pentru a fi apoi utilizați periodic pentru a avea o pernă financiară, cum se mai spune, sau pentru a investi în active. N-am timp să intru în detalii cu toate aceste elemente, dar reține această idee. Banii iubesc ordinea, viteza și banii, iar ordinea înseamnă că ai minim trei conturi care corespund celor trei funcții principale ale banilor. Un cont pentru bani de consum, un cont pentru circulație, mai exact pentru viteza de rotație a banilor, și un cont pentru economii și investiții. A doua funcție, și anume cea de circulație, este, din experiența mea, cel mai rar înțeleasă de majoritatea oamenilor. De asta am introdus această noțiune de V, viteză, viteza de circulație a banilor. Ce e important să înțelegi este că în sistemul tău de conturi, unul dintre ele este contul de circulație, în care secretul este că banii intră și ies lunar. Cu alte cuvinte, ceea ce faci este să îți dai un mesaj și să dai un mesaj, dacă vrei
lumii înconjurătoare, universului, că nu ești genul de om care este atât de stresat de bani încât îi ține pe toți cei pe care îi obține, astfel încât să nu se abține să consume nimic din ceea ce depășește nevoile de consum lunare. Ce vreau să spun mai exact este că mie îmi place ca în contul de circulație să circul, să mișc banii, în special pe două categorii. Bani în care mă bucur de viață dincolo de standardele mele obișnuite, cu alte cuvinte, îmi permit lucruri pe care nu mi le permit în mod obișnuit, dar în felul ăsta îmi dau mesajul că aspir către un alt standard, și de asemenea bani pe care îi folosesc pentru caritate. Când spun caritate, mă refer la faptul că ajut pe alți oameni care sunt în nevoie. Un mod simplu de a te gândi la filozofia acestui cont este faptul că îți dai ție în viitor, persoana care vrei să devii, și dai celor nevoiași din prezent, celor care aspiră către nivelul la care vrei tu să ajungi. Deci e vorba de faptul că miști banii între cine vrei tu să devii și către alții care vor să devină genul de persoană care ești tu. În felul ăsta știi că folosești banii mișcându-i foarte des, dar ai o filozofie în spate care te ajută să circuli banii gândindu-te la faptul că ei pot fi mai mulți în viitor pentru tine, dar pot fi și dăruiți pentru alți oameni care își doresc să ajungă la nivelul la care ești tu. E destul de filozofică această abordare, dar funcționează. Îți recomand să citești pentru partea de donații și caritate Cel mai bogat om din Babilon, și sigur mai sunt și alte cărți care îți pot aduce lumină în ceea ce privește importanța donațiilor și a carității, dar și importanța folosirii banilor pentru a te bucura de viață, nu numai pentru a avea un mindset de evitat pericole în ceea ce privește cheltuielile. Ei bine, banii iubesc banii se referă la funcția de acumulare a banilor sau de creștere, cum îmi mai place mie să spun. Și aici vei avea un cont special în care acumulezi bani dincolo de ceea ce consumi și dincolo de ceea ce circuli. Și această funcție eu îi mai numesc bani releu, în sensul în care cu cât să reușești să menții mai mult o pernă financiară fără să te bagi în ea și să strici funcția respectivă, cu atâta șanse mai mari ca în viitor să atragi alți bani către tine. Bani la bani trage este o expresie populară care are o semnificație filozofică în spate. De asta mie îmi place să spun, banii iubesc ordinea, viteza și banii. Bani la bani trage. În consecință, ca o concluzie la acest episod despre resursele primare, mai exact despre bani, recomandarea mea este să îți amintești că banii iubesc ordinea, viteza și banii, și mai concret să-ți faci trei conturi care respectă funcțiile fundamentale ale finanțelor, și anume consumul, circulația și creșterea sau acumularea. Să-ți fie de folos! Vreau să te invit să dai click pe acest simbol, după care ți se va deschide o lume întreagă de informație, educație și proces de transformare care să te treacă la nivelul următor.